Hei, Claudia sunt, bine v-am regăsit, dragile mele! Revin astăzi cu un tutorial la o căciuliță de iarnă accesorizată cu căști. Este o căciuliță originală, spun eu, care sigur ar putea să placă și unei fetițe și unui băiețel. Atât cât și, deci și copiilor și adulților le place să poarte chestii originale. Și o astfel de căciuliță foarte ușor de făcut, accesorizată în felul acesta, poate fi o idee simpatică pentru copilași. Baza căciuliței, deci căciulița de bază, de fapt, este, o găsiți în tutorialul Căciulă simplă de iarnă croșetată. Intrați pe canalul meu, este încărcată de curând. Deci căciulă simplă de iarnă croșetată, găsiți căciulița. În acest tutorial vă voi arăta doar cum am făcut căștile, partea aceasta care prinde căștile, firul, firele care se leagă și inelușul. În rest, îl găsiți toți pașii și cum se face căciulița de bază. Am făcut tutoriale separate pentru că poate sunt persoane care vor să facă o căciuliță simplă, neaccesorizată, fără niciun fel de floricică, fără niciun fel de volănaș. De aceea am făcut tutorialul la căciulița de bază și apoi tutorial separat pentru cine vrea să facă accesorizat în felul acesta pentru copilaș. Căciulița de bază poate fi adaptată oricărei vârste, normal, în funcție de cercul de aici de la bază și apoi și căștile cu firul, poate fi mai lung făcut, poate puteți să-i puneți cănăfiori dacă vreți aici în capăt. Căștile, nu, eu zic că indiferent dacă e căciulița mai mică sau mai mărișoară, sunt suficient de mari. La partea aceasta eu am făcut doar cu piciorușe duble, dacă vreți să faceți tighelit pe margine puteți face. La căști, deci la căciulița de bază, vă arăt pe tutorialul acela. La căști am făcut tot cu acril, pus firul în două și cu croșetă 4,5. Să pornim, înainte de a porni la lucru, de fapt, țin să mulțumesc tuturor acelora care sunt abonați la canalul meu și care lucrează alături de mine, iar celor care n-au făcut-o încă, dați click pe abonare, este gratuit și foarte important. Acum pornim la lucru. Și începem prin a vă arăta cum am făcut una dintre căști. Așa, este un cerc, pașii sunt aceiași ca și la începutul căciuliței, doar că am început pe 10 piciorușe duble. Deci aici la căciuliță am făcut piciorușe duble reduse, aici cu piciorușe duble. O să vă mai arat odată pașii care se parcurg în general pentru a face un cerc. Acum am făcut tot cu acril în două fire, dar cu croșeta 4,5. Deci prindem. Două ochiuri de lanț și în jurul cercului magic facem 10 piciorușe duble. Deci avem două deja, las că mi-a scăpat un fir, pardon. Deci avem două deja, deci ochiurile de lanț țin loc de un prim picioruș. Deci avem două, trei, deci piciorușe duble. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Deci 10 piciorușe duble. Acum tragem de fir. Îl tragem și lăsăm pe dos. Și deasupra primului, aici, primului picioruș, ochiurilor de lanț, practic, unim cu piciorușul alunecat. Strângem bine. Tragem de fir. Avem grijă să nu se rupă. Depinde cu ce fir lucrați. Sunt fire care dacă se trage foarte tare se poate rupe și o luați de la capăt, nu-i capăt de lume. Acum, două ochiuri de lanț și în fiecare, deasupra fiecărui picioruș de pe rândul anterior,
facem câte două piciorușe duble. Deci câte două piciorușe duble exact în același loc. Deci în felul acesta, pe rândul 2, la sfârșitul rândului 2, vom avea 20 de piciorușe duble. Da? Deci avem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deci câte două piciorușe duble deasupra fiecărui picioruș de pe rândul anterior. Și acum unim cu piciorușul alunecat, exact aici la început, deasupra primului picioruș, astfel am terminat rândul 2. Rândul 3. Două ochiuri de lanț. În primul nu înmulțim, deci facem un singur picioruș, pornim exact de la baza celui de aici. Așa. În al doilea facem două piciorușe duble. Apoi, unul singur, fără să mulțim. Aceasta este baza oricărui cerc. Indiferent că pornim pe 10, pe 12, pe 16, pe indiferent câte piciorușe avem aici la început, pe rândul următor, nu, de obicei când sunt mai multe piciorușe, atunci se mulțește altfel, dar pe 10, 12, 14, 16 piciorușe, așa se mulțește. Deci pe rândul următor, pe rândul 2 se mulțește în fiecare, iar pe rândul 3, unul da, unul ba. Uitați, aici am făcut 2 în același loc, aici am făcut 1. În următorul vom face 2. Eu spun fiecare pas, poate sunt persoane care mă descoperă pentru prima dată o astfel de căciuliță. Să nu stea să se uite, să mai caute pe un alt video, să-și înțeleagă cum s-a făcut un astfel de cerc. Dacă îl descoperă pentru prima dată, mă gândesc și la începătoare. Care abia acum au descoperit frumoasa pasiunea croșetatului și abia încearcă să învețe. Deci, aici am avut 2, 1, aici vom face 2. Și așa facem până la sfârșitul rândului. La sfârșitul acestui rând, deci am avut 10, aici 20, aici vom avea 30 de piciorușe. Cel mai bine este să le numărați, pentru că făcând 2 căști, să iasă exact aceeași dimensiune. Și am ajuns la sfârșitul rândului, unde am făcut al 30-lea picioruș. Acum, deci așezăm cerculețul, el pare că se strânge un pic. Dacă îl așezăm, pur și simplu, nu lăsăm nici la căciuliță, nu lăsăm exact cum se așează lucrul. Așezăm cu degetele, în așa fel încât să fie uniformă. Așa, unim aici la început, am prins fire de bine, cu piciorușul alunecat. Acum, de jur împrejur, pentru a uniformiza și a arăta bine, vom face pasul racului. Deci, un ochi de lanț, întâi, și acum, în următorul, deci băgăm în următorul picioruș, lucrăm înapoi, piciorușe scurte înapoi. E un picuț mai dificil ca și îndemânare pentru începătoare, dar sigur, exersând, veți reuși și vă va ieși bine și uniform. Deci, băgăm înapoi, în următor, deasupra fiecărui picioruș de pe rândul anterior. Scoatem și facem picioruș scurt. Picioruș scurt, înapoi, nu înainte. De aici spune pasul racului, pentru că este picioruș croșetat înapoi. Și așa facem de jur împrejur. În fiecare, nu sărim niciunul.
nu lăsăm foarte lăbărțat ochiul acesta ca să iasă unifon frumos. Așa lucrăm până ajungem de unde am început aici, unde vom prinde cu acul. O să vă arăt și cum terminăm aici la final. Și am lucrat înapoi până în capăt, aici, deci exact până de unde am pornit. Scoatem firul. Așa. Și acum băgăm în ac. Deci am tăiat firul. Ia să... Trebuie să-l bag mai ușor în ac. Așa, și așezăm aici, uitați după cum vine. Deci tragem și vedem cum vine. Uitați, așa. Și prindem firul în așa fel încât să nu se cunoască. Este îmbinat. Uitați. Și dacă tragem bine, deci nu se cunoaște de unde am început. Și acum fixăm un picuț pe dos. Și tai un fir, rest voi coase doar cu un singur fir. Deci, am lucrat în două. Deci, pe jos, s-a magnetizat farfecul. Deci, tai unul din fire. Pentru că voi coase doar cu unul de căciulă. Acum, îl las un picuț deoparte. Aici, la început, tragem bine de fir. Deci așezăm asta și aici facem nod. Eu așa fac de fiecare dată, chiar dacă mai fixez sau nu fixez, și la căciulițe pe dedesubt fac exact la fel, la cercul magic. Fac două noduri, pur și simplu, și după aia tai firul. Și el se fixează. Deci nodul ăsta nu o să iasă pe față dacă e făcut mărișor și strâns bine acolo. Și tăiat. Acum, deci am făcut o cască, firul de la cască, cel făcut cu negru, așa, tot cu firul în două, tot cu el în două, deci dat pur și simplu în două, lăsat firul un picuț mai lung, așa, și tot cu croșeta 4,5, deci e firul dat în două. Deci facem prima dată un ochi de lat și strângem aici bine, frumos la capăt. Și eu am făcut 50 de ochiuri de lanț, 50 de ochiuri de lanț. Acum dacă voi vreți mai lungă baretuța asta, centimetri este, mi-a ieșit mie, deci are lungimea de 35 de centimetri. Uitați, 35 de centimetri. Și eu zic că e suficient. Voi, după cum vă place, deci facem pur și simplu ochiuri de lanț cu firul 2, nu foarte strâns, ca să nu se răsucească, lejer. Și numărăm, o facem, trebuie să facem două exact de aceeași lungime. Eu 50 am făcut la aceasta, 50 o să fac și aici. Și am făcut cele 50 de ochiuri de lanț, am scos, am băgat în ac și acum, exact pe mijloc, și prindem firul, da, și îl fixăm pe dos. Îl fixăm bine, 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 pentru că baierele acestea se pot fi legate în față, deci trebuie fixat bine, ca să nu ne trezim că ne iese în momentul când probează, când poartă căciulița. E pe dos, deci oricum nu se vede. Fixăm bine. Așa. Zic că e suficient. Tăiem firul. Acum, după ce am făcut cele două căști,
care sunt identice, ne vom ocupa și vom face partea de cea care susține căștile. Așa. Și vom face tot cu albastrul acesta turcoaz. Eu cel puțin voi face, voi în funcție de cum cu culoarea cu care am făcut, la care m-am făcut căștile. Deci tot cu firul în două. Le vom da deoparte deocamdată. Deci cu firul în două și să vedem cât de mare, cred că o să fac pe 4 piciorușe duble. Tot cu croșeta 4,5, pentru că am nevoie să fie un picuț mai bătut. Ochiul inițial, 4 sau 5. Nu știu exact, voi vedea. Pentru că fac pentru prima dată, fac după o poză. Și de aceea, uneori mă hotărăsc în timp ce lucrez. 1, 2, 3, 4. Avem 4 ochiuri de lanț. Încă 2 ochiuri de lanț care țin loc de un prim picioruș. Și o să fac piciorușe duble. În felul acesta avem 5 piciorușe duble. Cred că e numai bine. Lucrat bătut. Aici avem nevoie să lucrăm bătut, adică nu lejer. Deci avem ochiul de lanț în loc de un prim picioruș. 1, 2, 3, 4, 5. Și acum vom lucra dus întors. 2 ochiuri de lanț. Întoarcem. Deci avem 1. Deci noi avem nevoie de 5 la sfârșitul rândului. Ne gândim și vedem. Deci 1 îl vom face deasupra piciorușului, ochiurile de lanț aici. 1, 2, 3, 4 și acesta e al 5-lea. Deci nu băgăm exact în ăsta aici, băgăm în următorul. Deci 2, 3, 4. Vedeți că dacă s-ar termina aici, s-ar vedea urât. Deci și al 5-lea, cred că am să fac 3 ochiuri de lanț la începutul rândului. Era mai bine cu 3. Acum așa am început, nu mai desfac. 1, 2, 3. Întoarcem. Nu în ăsta, în următorul. Deci avem 2. Nu, că nu vine bine. Vedeți? Am încercat. Deci doar 2 ochiuri de lanț. Se așează mai bine. 2 ochiuri de lanț. Întoarce. 1, 2, 3, 4 și exact pe aici al 5-lea. Și așa facem până la lungimea la care avem noi nevoie. Să tragem de el să se așeze frumos. Deci, cum vom face? Înainte de a coase, am lăsat firul acesta ca să nu mai pun alt fir în ac. Deci, avem căciulița cu fața spre noi, pe o laterală, deci este exact în două. Pe o laterală, deci prindem exact pe mijloc, lăsăm undeva în jur de 2 cm, uitați, mai jos de căciuliță, și prindem cu ace cu gămălie, ca să fie mai ușor atunci când vom coase. Punctăm în câteva locuri și să ne dăm seama și de partea aceea de deasupra cam cât trebuie lucrat la ea. Așa. Asta e în jumătatea aceasta. Acum, în partea astălaltă, la fel, exact pe mijloc. La fel, ne uităm să nu lăsăm mai mult decât într-o parte, mai mult într-o parte decât în cealaltă. Așa, și prindem și pe aceasta la fel. În câteva puncte, în 3 puncte. Măcar e suficient ca să știm sigur
adică să fie fixat. Și e și mai ușor, exact cum v-am spus, atunci când vom coase, când vom prinde casca de căciuliță. Și acum, deci având căștile pe parte și pe alta, fâșia aceasta pe care o facem, ea trebuie să fie de aici, deci o vom coase un picuț de desubt sub asta și o să fie de jur împrejur până la casca stălaltă. Deci aici, în creștet. În creștet ușor un pic spre față ca să se vadă. Da? Nu chiar. Deci în partea de aici. Așa. Dar oricum, de jur împrejur. Continuăm și facem până la lungimea la care avem noi nevoie partea de sus de la care prinde căștile. Continuăm. Măsurăm pe căciuliță ca să știm exact cât avem nevoie. Și am lucrat bentița. Acum, cred că am făcut un rând mai mult, nu-i nimic, dar voi observa în momentul când voi prinde. Deci, am zis că prindem, deci de jur împrejur trecem prin creștet, dar în partea din față de aici. Deci, punem. Deci, ne uităm să fie undeva pe mijloc, în dreptul firului prins de aici. Prindem pe dedesubt. Și prind cu... una cu gămălie. Fixez aici. Ca să fie mai ușor de cusut. Apoi trecem prin creșet. Ia să ridic camera o idee mai sus. Așa. Trecem prin creștet, dar v-am zis, prin partea din față a creștetului, ca să se vadă totuși. Așa. Prindem și aici în creștet. Deci lejer. Nu tragem de ea. Prindem și aici cu un alt gămălie. Pentru cine vrea, poate să mai fac un rând de piciorușe scurte pe o parte și pe alta. Eu zic că e suficient așa. Așa, trecem prin creștetul, după cum v-am spus. Eu am făcut un rând mai mult. O să deșir un rând. Deci, adică mai bine aveți mai mult. Bine, și dacă ar mai trebui un rând în capăt de lume, se poate face. Și mi-am dat seama că am un rând mai mult. Așa. Și prind și în partea asta. Deci acum pot să tai firul. O să-l las mai lung ca să cos cu el. Tragem ca să încheiem aici. Strângem bine. Și prindem și în partea asta altă. Deci băgăm pe dedesubt, pe sub cască. Asta pentru a fi mai ușor de cusut apoi. Am tot repetat chestia asta. Și prindem, fixăm. Și gata. Deci am fixat-o, acum nu rămâne decât să coasem. Deci trebuie să coasem și asta de jur împrejur, fixat bine și așezat ca să se așeze bine. Deci a avut grijă atunci când coasem să rămână rotund, frumos. În momentul când coasem de aici, de jur împrejur, prindem și partea aceasta deasupra căștilor, așa, să se fixeze bine. Apoi partea aceasta și pe o parte și pe cealaltă, pur și simplu cu acul. Coasem de jur. Așa. Și apoi o să mai fac o mică chestie, micuță, de tot cu albastru, pentru a prinde firele de la căști aici. Și cam asta e. Acum ne apucăm de cusut. Coasem și fixăm foarte bine căștile și cu partea superioară. Și am terminat de cusut. Am cusut și partea aceasta de aici, pe o parte și pe cealaltă. Uitați, pur și simplu am prins-o. Așa, am cusut și căștile. Așa, iar am făcut și un mic ineluș,
7-8 ochiuri de lanț, am făcut 3 rânduri de piciorușe scurte, voi puteți să faceți, deci, un inel, prin care băgăm cele două fire de la căști și astfel, uitați, acesta se trage și astfel căciulița noastră este gata. Mie îmi place foarte, foarte mult cum a ieșit, este simpatică, după cum știți, copiilor le plac chiar și la obiectele de îmbrăcăminte să fie special, să fie diferit de ceilalți copii. Nu e greu deloc, este foarte ușor de făcut, și căciulița, și căștile, și partea aceasta, nu e decât un picuț puțină migală în a le coase și a le așeza, dar în felul acesta copilul o să aibă o căciuliță originală. Să ne revedem cu bine pe data viitoare, să nu uitați să dați like, să dați share, distribuire chiar și pe pagina personală, nu-i cu supărare, chiar cu bucurie, dacă vor vedea și alte persoane și vor fi inspirate pentru a face o astfel de lucrare. Să ne revedem cu bine pe data viitoare. La revedere!